Nu lăsa, Doamne, să mă întristeze sau să mă descurajeze astăzi nimeni și nimic, ci dă-mi să văd în fiecare clipă cât de minunat este tot ceea ce Tu ai creat și toate cele cu care în viață m-ai binecuvântat. Treci cu vederea îndoielile și greșelile mele, cele în cunoștință și cele în necunoștință, cele grăite și cele negrăite, cele făcute și cele doar gândite. Mântuiește-mă prin nemărginirea milei tale și ajută-mi ca să petrec ziua cu sufletul împăcat, lucrând cinstit înspre a-mi dobândi cele de trebuință. Fă, Doamne, din sărmana mea inimă locaș al luminii tale și bucură-mă astăzi așa cum Tu îi bucuri și îi fericești pe cei pe care îi iubești. Amin. Îți trimit, Doamne, și astăzi rugăciune, pentru că atunci când mă rog Ție, mă umplu de pace în suflet și mă găsesc mai cu nădejde în cele sfinte și bune. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că mi-ai dăruit să cunosc această zi și pentru că ai revărsat și astăzi asupra mea iubirea Ta, cea fără de margini. Dă-mi, Doamne, bunăstare, atât cât crezi Tu că mi-e de folos, căci Tu știi cel mai bine cele ce mi sunt cu adevărat de trebuință. Primește-mi rugăciunile, cele din fiecare zi și cele din fiecare seară, și nu mă lăsa să fiu prins în capcana ispitei și să mă îndepărtez eu astfel de la îndemnele Tale. Privește-mă cum stărui în rugăciune și cum numele Ți-l cinstesc, și nu mă feri nici astăzi de binefacerile Tale. Amin.